stradă și vezi toți oamenii ăia comuni, plictisitori, lipsiți de o nume ocupație și îți spui, azi vreau ceva ieșit din comun, vreau ceva bizar să-mi treacă prin fața ochilor. Și chiar atunci calea ți-e blocată de cineva diferit. Știu că asta este ceea ce zici, ceea ce gândești, e oare, Doamne, ce ciudat arată tipa aia, frate, ce ochi are, ce chei, oh, dubios, ce inapt. Este asta ce stă ce prin minte și îți scapă printre dinți? Poate că e ceva ce n-ai văzut până acum, ceva ce până acum îți era total străin. Și spui, hai să-mi exprim opinia liber, dar sunt cetățean european cu drepturi. Mi s-a întâmplat o dată să privesc pe cineva diferit și te judeca, însă nu spunea nimic. Este cumva tu pe ul grației anturajului, ceva ce încuraja această exprimare liberă nepotrivită? Răspunsul este posibil. Și alte ori când ești singur în autobuz, te uiți în stânga și în dreapta și tot ce vezi sunt priviri pe furișe ațintite asupra ta. E culoarea părului? Sunt hainele? E parfumul? E pielea? E atitudinea? Chiar ești un ciudat într-o lume a normalității? Auzi șușotel de la asiatica de alături și romul care râde mai în spate. Poate acum o să vezi și tu lumea de pe cealaltă parte a străzii. De ce privim ceva diferit de noi drept neobișnuit? De ce nu putem accepta? Iar dacă nu acceptăm, putem respecta. Cu toții vrem acel reciproc, dar unii uităm de partea noastră. Aș putea spune că împreună putem schimba totul, dar nu este ceva în care cred. Aș zice, începe cu propria persoană. Ia încet, o să fie un drum lung, neasfaltat și cu gropi. Dacă fiecare începe cu el însuși, adeseori îmi spun că poate ar fi mai bine dacă oamenii s-ar cunoaște între ei pentru prima dată cu ochii închiși, dar cu mintea deschisă. Diversitatea ține de libertate, de libertate de a fi tu însuți, fără riscul de a fi supus unor prejudecăți bazate pe etnie, religie, naționalitate, gen, vârstă și lista poate continua. Din momentul în care ne naștem, devenim o entitate individuală, diferită de toți ceilalți. Nu putem opta pentru o anume culoare a pielii și tot ce putem face de atunci înainte este să ne construim un drum al vieții de care să fim mândri. Nu avem puterea de a alege dacă vrem sau nu să fim diferiți. Unde există două persoane, există diversitate. Când diferențele sunt mai pronunțate, din punct de vedere fizic sau moral, mulți oameni sunt etichetați mai mult sau mai puțin agreabil, etichete care au puterea de a răni, etichete care dor. Soluția? Îndrăznește să fii altfel. Privește dincolo de culoarea pielii, nu lipi etichete. Ai nevoie de diversitate, de identitate, de nou. Ai nevoie să fii tu însuți fără a fi judecat. Pentru a accepta pe ceilalți, acceptă-te întâi pe tine. Pune-te în locul altora. Ai vrea să fii pus în ultima bancă și marginalizat din cauza că ești nonconformist? Nu. Atunci fă ceva în privința asta. Nu acționa din obligație, ci din convingere. Probabil te gândești acum, oricum nu o să se schimbe nimic dacă mă implic și eu. De ce nu? Încearcă. Nu ai nimic de pierdut. De la tine pot lua exemplu alte câteva persoane care vor transmite la rândul lor mesajul altor câtorva persoane și tot așa. Nu numai lucrurile rele se pot transmite rapid. Dacă îți înveți copilul să evite copiii de alte naționalități, acesta la rândul lui își va învăța copiii să se ferească și tot așa, până când în loc să fie rezolvată, această problemă se va perpetua de la o generație la alta. O buclă fără sfârșit care va continua să macine relațiile interumane împiedicând unitatea. Frumusețea vieții este dată nu numai de unitatea în varietate, ci și de varietatea în unitate. Așadar, haideți să ne mobilizăm și să combatem împreună stereotipurile și prejudecățile.